În urma tragediei de săptămâna trecută, când un elev de 16 ani a fost găsit înnecat în în apele Jiului, folosind aceeași metodă de sinucidere ca și eleva eminentă, psihologul unității de învățământ a evaluat foștii colegi ai băiatului. Rezultatele chestionarelor completate de liceu au relevat că și alți elevi au probleme emoționale care i-ar putea împinge la gesturi extreme. Mulți adolescenți își ascund sentimentele. Nu este suficient acest test, nu avem pretenția că vom identifica 100% acești copii, Demersurile noastre vor continua din toamnă. Avem pregătit o întreagă strategie educațională antisuicid la nivelul județului Gorj. Noi din toamnă vroiam să o implementăm, dar evenimentele întâmplate au precipitat puțin lucrurile. Abia după lanțul de sinucideri, inspectoratul școlar a catadixit să ia legătura cu școlile pentru a încerca să stopeze fenomenul. Fără a se crede că avem cumva situația scăpată de sub control. De altfel, această evoluție nu poate să fie previzibilă. Modelarea personalității unui tânăr este un proces destul de, destul de delicat. Elevii din întregul județ vor fi puși să completeze un chestionar ce conține 29 de întrebări cu item sugestiv pentru identificarea unei eventuale depresii care i-ar duce pe copii la sinucidere.